Alergând în aer prada, o pisică trece strada și e neagră. Acesta este motoul sub care s-a desfășurat proiectul Abordări Integrate de Prevenire HIV-SIDA în România. Acest proiect își propune să ofere tinerilor informații corecte despre sindromul imunodeficienței dobândite și combaterea discriminării celor infectați. Proiectul Abordări Integrate de Prevenire HIV-SIDA în România are drept obiective informarea corectă și combaterea miturilor referitoare la HIV-SIDA, combaterea discriminării, îmbunătățirea tratamentelor, dar și adoptarea unui stil de viață sănătos. Asociația Lizuca va participa în acest proiect cu 10 voluntari care vor avea vor avea ca acțiuni de informare, vor face 24 de acțiuni de informare în aceste 9 luni de implementare a proiectului. Vor avea activități de grup. Temele folosite în aceste sesiuni vor fi legate doar de prevenire și discriminare. Aprobat încă de anul trecut, aplicarea lui a început abia luna trecută. Vinovată și de această dată a fost birocrația. De când s-a înființat Aras în Bacău, acum 11 ani, noi tot intrăm în licee, discutăm cu tinerii și realizăm că niciodată nu e destul. Totdeauna trebuie discutat, insistat pe toate miturile astea demolate, încetul cu încetul. E clar că nu vor prinde la toată lumea, dar e foarte important să implicăm cât de mulți tineri reușim. Noi o să lucrăm în special pe linia asta, o să încercăm să formăm voluntari în toate liceele din Bacău. Proiectul este unul pilot și se aplică în 10 județe ale țării, printre care Bacău, București, Constanța, Vaslui, Botoșani, Cluj și Iași. Din nefericire, Bacăul ocupă un loc fruntaș în ceea ce privește infectarea cu HIV. Cu 20 de cazuri raportate la nivelul întregului județ, suntem poziționați pe locul 3 după București și Constanța. Sunt pacienți în evidență care au HIV sau SIDA, 8551. Dintre acestea, 223 sunt până în 14 ani, 8328 sunt peste 14 ani. Pentru că știu că e un subiect întotdeauna interesant, din acești 8551, 7244 sunt pacienți în tratament antiretroviral. Din fericire și din acest punct de vedere, România este o țară în care tratamentul este asigurat pentru toate persoanele care doresc, chiar dacă mai există sincope, chiar dacă mai există momente delicate și scandaluri în legătură cu cine cum achiziționează, dar, per total, România stă mult, mult mai bine decât aproape orice altă țară. Studiile arată însă că la un pacient înregistrat și aflat sub tratament există altele 9 care nu sunt cunoscute. Proiectul beneficiază de sprijinul Direcției de Sănătate Publică, Ministerul Sănătății și Inspectoratul Școlar.